starea în care se află extrem de multe străzi din oraș nu a trecut neobservată nici de către reprezentanții PLR Giurgiu. Pe foarte multe artere de circulație, traficul este o mare problemă, iar în multe cazuri este greu de trecut, indiferent cu ce mijloc de transport se deplasează oamenii. Președintele PLR Giurgiu, Toma Petcu, spune că s-ar fi putut face un proiect pentru ca străzile să arate așa cum își doresc giurgiuvenii. Dacă tu, ca primar, n-ai reușit să aduci un proiect major, așa cum am spus în multe conferințe, dom'le, trebuie să ai un proiect major pentru o localitate. Trebuie să-ți asumi un proiect, să spui, domne, eu vin cu un proiect în care asfaltez peste 40-50% din oraș. Atunci e un proiect major al primarului Y. Așa cum Iliescu și-a asumat gazele și apa și canalul care le aveam din anii 60, așa, cine este primar acum, domnul Barbu, trebuie să-și asume un proiect major. Cum ar fi normal cel de asfaltare, într-adevăr, și eventual de continuarea centurii orașului. Dacă încă avem străzi desfundate, este pentru că nu există un proiect de anvergură pentru rezolvarea acestei probleme. Și până la urmă este o problemă care îi afectează zilnic pe giurgiuveni, cu mult mai mult decât pe exponenții autorităților locale. Tot timpul stăm și privim și ne punem, domne, vedeți că o să aibă o problemă primarul, că o să plece. Domne, nu o să aibă o problemă primarul, că o să plece, o să avem noi o problemă că rămânem cu starea asta foarte proastă a drumurilor și a infrastructurii în general. Problema va fi la noi, nu a primarului sau a celui care pleacă de la Consiliul Județean sau de în altă parte. Problema este a noastră, a cetățenilor, pentru că, la urmă, și noi suntem cetățeni, chiar dacă avem anumite calități politice. Este problema tuturor, pentru că nu s-a reușit în 4 ani de zile să se dezvolte nimic. Asta este problema cea mai mare. Potrivit celor afirmate de liderul PLR Giurgiu, a existat și există axe de finanțare europeană care pot fi accesate pentru îmbunătățirea infrastructurii. La Giurgiu însă, marea problemă pentru infrastructură vine tocmai din faptul că nu sunt utilizate.